În perioada 8-10 octombrie, începând cu ora 9, în localitățile Giroc și Chișoda vor avea loc acțiuni de deratizare în scopul combaterii rozătoarelor. Vă anunțăm că în zilele de marți, miercuri și joi, 8-10 octombrie, începând cu ora 9, în localitățile Giroc și Chișoda vor avea loc acțiuni de deratizare în scopul combaterii rozătoarelor. În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de deratizare se vor reprograma. Vă mulțumim pentru înțelegere. Transmite primarul ales al comunei Giroc, Dan Vârtosu.